Bună ziua! Aștept să intrați mai multe. Bună, bună, Geta. Mulțumesc, Natasha, mulțumesc, Lucia, Tineia, Simina Ienciu, mulțumesc. Bună ziua, mă rog să fac live, așa-i? Din când în când o să mai auziți telefonul, că bârâie. Mulțumesc, Timi, mulțumesc, Cristina, mea, baby meu, e cu mine. Mă auziți? Se vede bine? Se aude bine? Mulțumesc, Andreea. Bineînțeles că am niște emoții grozave. Bună zi, mi-am ales să fac live. Cum aș putea, puteam să-mi petrec, cum altcumva puteam să-mi petrec ziua de naștere, dacă nu cu voi? Cu familia mea mare și dragă și iubită, Nail Shop. Mulțumesc, Tini. Foarte bine, data trecută am avut un mic incident cu live-ul, mi se saca, da? Am vrut să verific dacă acum totul este ok. Vă mulțumesc din suflet pentru urări, să știți că mă încurajați. Simt un vibe bun. Cine mă urmărește de dincolo de cameră. Mulțumesc, Sabina. Vă iubesc pe toate. Astăzi m-am gândit la multe variante ce aș putea să fac eu, pentru că mie îmi place atât tehnica, îmi place și pictura și am zis că cea mai bună combinație ar fi să le fac pe amândouă. O să fac o tehnică rapidă de întreținere pe unghiile mele, care sunt foarte convexe. Ultima lor întreținere a fost făcută prin 20 și ceva decembrie. Și pentru că noi niciodată nu avem timp să ne facem o reconstrucție. Aici ești, soare, îți mulțumesc. Tot ce zmarul n-are cizme, nici tehniciana n-are unghii. Eu le am, dar sunt foarte urâte, foarte încovoiate. Și acum o să le fac o ridicare de bord liber, o schimbare de arhitectură cu cel mai drag mie produs, acril progelul. Bonus, pentru că este ziua mea, o să-mi fac mie un cadou. Bonus, am să vă pictez rapid olalia. Sincer, am vrut să vă fac un crin din acuarele, dar am încercat aseară pe mâna mea doar să-mi așez pensula și făceam niște tumbe de caratistă încât aș mai avea nevoie de mâinile astea. Nu pot. Îmi imaginam că o să-mi pun mâna sub lampă și cum o să vă arăt vouă, cum să faceți petala, cum să o întoarceți, cum să absorbiți pensula de apă. E mult și greu. Am să vă arăt în alt live, promit. Eu iubesc acuarela, iubesc pictura cu gel. De la mine nu pleacă nicio clientă fără să îi fac un design rapid, dar pictat de mine, evident. Foarte, foarte rar fac mix design de salon, foarte rar aplic ștampile. Mă fac până la cot, efectiv, totă-s oje și mai bine pictez o floare. Soțul meu într-una, într-una, se ridică și mă agită mai tare decât s-a agitat. Și s-ar putea să devină o enigmă ca și el odea după live, dacă se mai ridică de pe scaun. Îmi scrie pe foaie ca pe prompter câte sunteți și ce îmi scrieți. Bun, o să trecem la treabă. Mulțumesc, Natalia, mulțumesc. Vai, câte sunteți, ferească Dumnezeu. Mulțumesc, Bianca Lazar. Deci nu reușesc să vă țin pasul.
Nu o să vă țin nici prea mult. Sunt sigură că multe sunteți în salon și sunteți la treabă. Sunt sigură că voi ați mai făcut astfel de întreținere cu acril progel până n-au apărut tipsurile reutilizabile. Cu siguranță v-ați ajutat să ridicați o unghie încovoiată. Mi-a scris că mă iubește să nu-l rezolv ca pe Elodia, numai să știți. Dar sunt multe fete începătoare și am avut multe întrețineri din altă parte, cu un bor liber foarte covorât, cu laterale foarte mâncate. Din păcate sunt cliente care încă își doresc așa unghii încovoiate. Ionela Gavriluță, îți mulțumesc. Așa e, Florie, cam un priceput să mă pistoneze, e foarte priceput la asta. Mulțumesc din suflet. O să întorc camera, o să montez telefonul din coace. Bună, Claudia! Încă tot e bine că nu mi-am pierdut glasul până la capăt. Dar știți la ce m-am gândit eu? O să închin astăzi cu voi. Nu vă spun ce e aici. E o lepetiurcă albastră, dar este foarte bună. Și o să mă ajute să mă îmbineze din emoții. Mulțumesc din suflet. Pentru mine să-mi treacă emoțiile și în cinstea voastră a tuturor pe care vă iubesc, a tuturor cursantelor mele și urmăritorilor mei, la mulți ani. Să trecem la treabă, zic. Poate el și răstorn că eu am un har și un dar. Colega mea știe, nu râdeți, colega mea știe că ori mă împiedic, ori răstorn lichidul de fixare pe masă, însă o împiedicată, așa-s vărsătorii. Am să întorc camera. Sănătate, baby, sănătate, baby. Te văd că am fericită. O sticlă e pentru tine. Am să întorc camera. O să iasă afară din asta. Așa. Bun. Mă scuzați două secunde până îmi poziționez camera aici. Am să încerc să cobor mai jos. Nu-mi pot pe fază, Natasha? Ce-i cu sclipiciu? Sper să stea. Cred că va fi ok. Mulțumesc, Ana Maria! Să știți că eu din mare mi-am îndepărtat cuticula. Vreau să stau să și văd ce fac. Mi-am și pregătit tabachiera pentru pictură. Pentru că deja în live-urile antecedente colegele mele v-au arătat cum se îndepărtează cuticula, cum se stilizează cuticula, manicura dry și combi. Vedeți cât îmi iese de... Cred că va trebui să pun o hârtie albă sub fundal să nu blureze. Eu am o convexitate foarte accentuată la unghiile mele din cauza că am unghiile foarte late și mâna foarte mare. N-aș vrea să-mi intre vreun intrus și mie ca și colegii mele săptămâna trecută, dar eu mă autointitulez o Fiona iubita lui Shrek din cauza mâinilor. Mulțumesc, Elena Jaman, cu un ochi sunt și la voi. Mulțumesc. Bineînțeles că de regulă clientele cu unghiile foarte late și foarte încovoiate le adoră cât mai lungi, cât mai subțiri. Butcă, Ionică, eu te pup. Cât mai subțiri, cât mai să ne avantajeze mâinile. Nu este o plăcere. Clientele mele știu că eu mereu port unghii lungi, mereu port o migdală mai lungă sau o migdală modernă sau clasică, dar întotdeauna depășesc limitele normale. Și am să încep să îndepărtez ușor luciul ce a mai rămas pe el și vom ridica năsucul ei la un nivel drept. Flori, dobre desprinderea materialului de pe unghie, deci chiar aș vrea să văd o pregătire a unghiei pentru că tot îmi cade gelul de pe unghie. Să știi că, așa cum spune Flori, exfolierea materialului poate fi din multiple motive. Ori nu pregătești unghia corespunzător,
ori nu ai o soluție de bază, de un strat de aderență pus subțire, ceva se întâmplă, crede-mă. Nu știu dacă în 22 sau în 23 decembrie au fost făcute aceste unghiuțe, mi-am făcut doar de jur împrejurul cuticulei, nu am gram de aer. Deci produsele noastre sunt foarte bune, au o aderență foarte bună, eu niciodată nu am probleme de aerisire. Mulțumesc, Ioana Ardelean, mulțumesc. Mulțumesc colegilor care sunt cu mine, o să încerc să trec la treabă și dacă sunt întrebări, o să le rog să mă ajute cu răspunsuri. Pentru că soțul meu, în afară de curiculă, nu cunoaște prea multe și de Apex și nu vreau să intervină el să vă ajute. Mai bine, colegele mele vă vor da un răspuns. Am să mă îndepărtez. Am să mă îndepărtez materialul, să nu pornesc ventilatorul, voi pune pe acest șervețel puțin lichid ca să absorbă praful și voi începe să îndepărtez materialul. Încerc să mă grăbesc cât de repede, să nu vă rețin prea mult. Din păcate, timpul este o mare problemă pentru toată lumea și aș vrea să stați până la capăt, să vă pictez și o floricică și să mă duc cu grijă de jur împrejur, să nu-mi rănesc faldurile chiar acum în live. De obicei, atunci ți se întâmplă când ceri mașina cuiva, cu siguranță te răstorni într-un aroc. Când vrei să faci un live pe unghiile tale, cu siguranță ceva vei buși și din cauza emoțiilor și pentru că nu este o rutină să faci acest lucru în fața multor persoane. Curicula, curicula, Flori, așa zice soțul meu, nu-mi dai și mie puțin curicula. Iubesc acel con ascuțit numărul 5. Îl recomand cursantelor mele mereu să nu le lipsească, pentru că eu cu el și îndepărtez material dacă vreau, bineînțeles că mai am și alte capete de freză mai rotunde, dar el este cam universal pentru mine, mă ajută și la refil și să îndepărtez materialul de sub unghie și deasupra. Nu am gram de aerisire. Folosesc o bază foarte bună de la 2M Master Multi Base 2021. Bonding filler mai puteți să folosiți ca bază. Ideea este să nu-l puneți în strat gros. Eu cu o pensulă fac 10 unghii. Deci nu se pune gros pentru că atunci el nu va mai avea un strat de dispersie atât de bun. Cred că e suficient și am să vă spun și de ce am luat atât de mult din unghie. Pentru că eu astăzi am să vă arăt rapid și ca să nu faceți risipă de material, am să vă arăt cu tehnica șablonului deasupra unghiei ceea ce mai nou și mai revoluționar este, mă scuzați, mi-am scuturat praful, revoluționar și pe piață sunt tipsurile. Ei, până nu ne-am familiarizat foarte bine cu tipsurile, hai că pe stânga am avut mânușe și pe dreapta nu baby. Dar n-ai putut să fluieri. Și-mi vede toată lumea mâna. Bună din Berlin, Georgeta Lazar, salutări. Bună, Corina. Mulțumesc că sunteți cu mine prea târziu. Mi-ați văzut mâna și pumnul. Știe bărțan ce știe. Am să mantifiez doar zona pe care voi veni cu materialul. Voi face ridicarea bordului liber cu șablonul. Știu că tipsurile sunt foarte cerute în munca de salon, atât de tehnicieni, cât și de fete mai începătoare, pentru că șablonul tuturor le dă bătăi de cap. Dragostea mea rămâne șablonul clar. Deci cu el mereu voi face o unghie așa cum eu doresc eu să fie.
Am încercat să nu mai fac praf. Da? Se vede bine? Bună, bună Mândița! Voi pune soluțiile de pregătire. Eu nu am o cuticulă, nici umiditate în unghie. Nu am o cuticulă foarte umedă, am o cuticulă elastică. Și voi pune primer bondul, care este o soluție ce mă ajută să fac o aderență minunată materialului. Și apoi, minunatul Master Multi Base 2021, în strat foarte, foarte pensulat. Repet, și bonding sealer-ul poate să fie doar că ăsta. Bonding sealer-ul poate să fie în ajutorul vostru. Abia că voi avea pe pensulă. V-am spus eu că încep să dărâm chestii. Foarte subțire. Apăs pensula din mijlocul unghiei naturale și trag stânga, dreapta, pensulat. Am grijă să-mi acopăr toate zonele. Și acum voi polimeriza 60 de secunde lampă, chiar 20, să nu pierdem prea mult timp. Așa. Între timp, acestea sunt produsele pe care eu le iubesc. Să știți că acril progelul este adorabil, nu arde, nu curge. Îl recomand începătoarelor. Dacă îl așezi bine pe unghie, nu vei avea depilit foarte mult. Poți lucra mai multe degete deodată pentru că el nu se va lăsa în falduri. Este ideal atât pentru tipsurile lichide cât și pentru ridicarea bordului liber. Deci vreau să vă spun că cu el fac cel mai rapid și cel mai frumos baby boomer. Atunci când vă grăbiți în munca de salon, atât voi cât și clienta este destul de grăbită, să știți că el va veni în ajutorul vostru, nu trebuie să folosiți cantități industriale. Am văzut de multe ori migdale cu un apex, chiar dacă clienta nu avea un apex foarte pronunțat, nu șoinăliți să puneți. Nu puneți decât cât trebuie. Voi lucra, vi-l prezint, este iubitul meu cover, îl folosesc și la ridicarea bordului liber, și la baby boomer, și la French-ul de interior, dar pentru că pe celelalte unghii am shimmer, eu cu acesta voi lucra. Are puțin pigment sclipici în el și din categoria asta avem shimmer 01, 02 și 03. 01 este alb și are un pigment foarte frumos cu un sclipici în el. 02 este un trandafir, un rozaliu mai degrabă, ca și un baby pink. Și 03 este un trandafiriu, deci faceți combinația perfectă la baby boomer cu ele. Bineînțeles, dacă intrați pe site pe nailshow.ro, veți vedea că în gama acril progel avem foarte multe nuanțe, atât hot and cold, avem pink, baby cover, natural cover, clear, sunt adorabile. Bună, Crinela! Ce faci, Crinela? Mi dor de tine! Voi folosi șablonul roșu. Eu îl iubesc la migdale. Crinela, ne vedem în tabără să mai cântăm. Ești o scumpă și o adorabilă, Crinela. M-aș fi întrebat ieri sau alaltăieri dacă vin în tabără în Nailshop. Nu știu încă dacă voi reuși, sper, normal, că e visul meu să ajung în tabără în fiecare an. Acum vom vedea, pentru că suntem multe și trebuie să ne împărțim. Voi așeza șablonul. Am curățat, ca să-mi vedeți voi mie bordul liber. De regulă nu îndepărtez atâta material. L-am curățat ca să vedeți că eu nu voi așeza șablonul nici pe partea unghiei,
nici peste unghie, nici în zona punctelor de stres, ci voi veni puțin mai în afară. De ce? Ca să-mi fac o unghie suplă. Nu vreau să-mi fac lopățici pentru că sunt deja foarte crescute. Am să-mi fac o unghie suplă. Rugămintea mea este când faceți întreținerea cu șablon deasupra, să nu veniți chiar în zona punctelor de stres, nici pe unghie. Ce se va întâmpla? Voi când veți trage șablonul, veți avea unghie nouă și unghia de desubt. În zona punctelor de stres veți avea lipsă material. Acrinela, facem pact dacă vin eu fi. Cu siguranță o să vin. Sper să vin, sper să mă încadrez în timp și să vin. Noi două facem echipă bună, Ocrina și Ocrinela. Dacă are cineva de contestat care a fost în tabără, acum e momentul. După cum spuneam, voi pune șablonul puțin mai la distanță, dar îl voi ridica atât de mult cât îmi va place mie să-mi fie unghia în final, în plan drept. De regulă, îmi place să îl ridic vârful atât de mult până din punctul meu, cel mai înalt al unghiei naturale, să am o linie dreaptă cu vârful unghiei construite. De ce? Pentru că nu avem timp să ne facem probabil întreținerea. Unghiile convexe cresc și mai greu și nu întotdeauna noi ca tehnicieni avem timp să ne facem nouă unghiile. Și atunci, ridicându-l la un nivel destul de ridicat, pot să stau liniștită că 5 săptămâni nu voi avea nici aer, nu voi avea nici unghii încovoiate. Are, îi dau eu loc acum de unde să se încovoie. Privită de sus, voi strânge șablonul sub unghie. Totuși aș veni un picuț mai aproape, aerul meu condiționat acum se găsește să-și facă difrostul, nu-i destul că tremur eu, mă mai face și el să tremur. Bun, voi verifica cu o pilă, întotdeauna, să văd cât de mult am ridicat. Îmi voi face puțin apex, dar nu foarte mult, că deja îl am de la mama natură și voi strânge vârful. Acum, de regulă, da, la formele clasice de salon, la migdale, la migdala clasică de salonul, la formele clasice, pentru că la pătrat avem o lacrimă în vârf, la migdale întotdeauna vom strânge vârful cu două pătrățele în fața vârfului construit. Cu un băț de portocal, cu un cleanser, un lichid de fixare, sper că nu l-am răsturnat, încă nu, mă voi ajuta. Știți ce mai puteți să faceți? O să aveți tendința să mișcați șablonul. Puteți să vă luați o măsură când ridicați o unghie din asta încovoiată și cu vârful conului ascuțit să vă faceți aici un șanț în care să băgați foarte bine șablonul, dar vă asigur că șabloanele de la 2M, din moment ce le-ai lipit odată pe deget, nu se vor mai dezlipi. Toate am făcut echipă bună, vă salut pe toate. Așa este, ai dreptate. Deci nu am șanse să se dezlipească. De multe ori are un adeziv atât de bun încât dacă îl trag din urechiușe de pe degetul clientei, chiar se poate să rămână un strat de lipici acolo. Zare în paluminița, te pup! Îți mulțumesc că ești cu mine. Voi lua cu bățul de portocal, îl vedeți cât e de frumos. Are un sclipici în el, n-ai cum să nu-l iubești. Deci n-ai cum să nu-l iubești. Iese un baby boomer superb cu el. Poți să faci unghie full cu el. Care e problema? A? Soțul meu gesticulează iară și mă induce în eroare. Încerc să-mi-l poziționez, să vedeți. Voi descărca materialul între șablon și unghie. Iubesc această pensulă Professional 8, este pentru acril. Cu ea lucrez în proporție de 90% cu acril progelul și mai am încă una mai mică. Acea cu spatulă care o aveți și voi de pe Nail Shop. Am să absorb din pensulă, nu vreau să am o umiditate foarte mare, un exces de lichid de fixare în ea. Cu mijlocul pensulei voi aplatiza materialul de jur împrejur și apoi dinspre vârf am să îl mângâi
Nu pe tine, Băbțean, cu acril progelul vorbesc. Am eu deja și-o dat ochii peste cap. Am crezut că e rândul lui. Am să-mi aplatizez acril progelul. Nu vreau să-mi fac o unghie foarte, foarte mare. Chiar din contră, o pun în strat subțire ca să pot să o strâng puțin. Și mi-am ridicat aproape în plan drept. Voi mai veni cu un strat. Nu am vrut să insist cu material, pentru că puțin, puțin îl voi strânge cu cleștele. Veți vedea cât de ușor puteți să ridicați astfel un bord liber. Nicoleta Petricior, bună ziua, mulțumim! Mulțumim! Reica, bună! Bianca Lazar, bună înger! Vai, ce frumos, te pup! Sunteți minunate, vă mulțumesc că sunteți în număr atât de mare. Ce din inimioare vin spre mine. Mulțumesc, Nicoleta Petrișor. Am să-l desfac. El deja s-a polimerizat. Nu mi-a curs, nu mi-a ars. Unde l-am așezat, acolo a rămas. Voi strânge vârful șablonului. Voi strânge de margini. Și am să-l trag afară. Vedeți diferența? Eu am putut acum să fac și un refil cu pensula cap-coadă. Risipă de material. Pui un șablon deasupra și o ridici foarte bine. Dacă nu ai tipsuri, același lucru se pot face cu tipsurile Easy Press On, cu tipsurile utilizabile. Și nu veți avea risipă de material. Veți ridica bordul liber. Da, Simonez merge foarte repede și toate vreți, ca în munca de salon, să câștigați timp. Am să-mi iau cleștele și am să încerc să-l strâng puțin în laterale, cât îmi permite unghia mea, care este deja de desubt. Până se răcește materialul, dacă nu îl puneți în strat gros, exact ca la gel, el încă se poate modela până se răcește. Scrie-te, rog frumos, Florin. Bun, acum voi veni cu zona de apex. Vedeți ce înseamnă să fii cu o mână hotărâtă? S-a dus. S-a așezut pe prispa căsii și s-a dus. Nu spun mai departe. Bună ziua, încântată că vă aud vocea și o să ne cunoaștem cu mult drag la mulți ani. Mulțumesc din suflet. Florina, vocea asta nu este vocea mea. Vocea asta este foarte îngroșată și răgușită din cauza emoțiilor. Să știi că n-am cântat nimic, deși îmi umblă vorba în sat și deja știe și părințelul satului că eu la chefuri cam ciordez microfonul și eu cam cânt. Și mi se aud reproșuri și vorbe că fix așa aș putea să cânt și în corul bisericii. Când o să mă știi odihnită, asta nu este vocea mea. Deci, aplatizez materialul de jur împrejur. Eu le spun cursantelor așa, punem ochelar de soare unghiei. Este cel mai ușor pentru că ele de regulă uită și voi ca tehniciene uitați să acoperiți zona punctelor de stres. Mulțumesc, Luminița, cu cât citesc mai mult, cu atât am răgușez mai tare. Am să culc pensula pe material la 30 de grade. În vârful ei, pensula mea este curată, nu am material. Mă ajut doar, voi trage excesul de lichid pe un șervețel și mă ajut doar să o împing ușor spre zona cuticulei, dar asta nu înseamnă că voi avea material în cuticulă, în șanțurile periunghiale, ca să am apoi ce curăța.
o urcare ușoară de 30 de grade. Mulțumesc, Andreea Nemeti! Mulțumesc, Rebecca! Este atât de ușor de modelat. De fapt, știi cum e acril progelul ăsta? E ca bărbatul. Știi, dacă îl modelezi, dacă îl mângâi, el se mulează pe unde vrei tu. Te ascultă, merge pe ce cale vrei tu. Dacă ți-ai băgat pensula în el, s-a terminat. Îl modelăm ușor. Îl mângâiem ușor. Nu pun presiune, mă duc pe slow motion. Să vedeți că nu pun presiune, doar îl mângâi și cu mijlocul pensulei îl trag foarte ușor spre vârf. Aveți tendința, după ce l-ați așezat pe unghie, să vă băgați vârful în el. De ce? Este un material care se poate modela foarte ușor, nu curge și mă ascultă. Cine-i dulce, e dulce în orice moment și în orice stare. Mulțumim de live, este unul din modelele mele preferate. Te pup, Flor, n-aș de bea, aștept să te cunosc. Să știi că dacă nu vii ni eu la Cluj, sunt sigură că va veni Clujul la mine. De-abia aștept să te cunosc. Și voi trage. Mie, repet și vă repet, îmi place, dar nu este o migdală clasică. Fac o întreținere de arhitectură. Și pentru că eu am deja, trebuie să citesc prompterul, da, 265, pentru că eu am deja un apex foarte pronunțat, eu mereu mi-l așez la 3x4 către zona cuticulei și de acolo îl aplatizez. Nu voi lăsa să am un material foarte gros ca să am mult de pilit. Acum o să vedem noi după pilire că iese o migdală sau iese un oval. Repet, unghia mea este foarte evazată după ce crește din punctele de stres. Când depășește faldul distal, o ia razna, aproape că se evaziază. Vedeți? L-am așezat frumos, mi-am acoperit punctele de stres. Comandă la ce iubire vreți să faci comandă? Pe www.nailshop.ro. Avem acril progel gamma shimmer, avem acril progel simplu și avem acril progel care își schimbă culoarea. Această pensulă te va ajuta să îl modelezi și mai avem o pensulă care are în capăt o spatulă care te ajută să iei din tub acril progelul. Merită să vă faceți cont pe www.nailshop.ro, deoarece la fiecare accesare nu este neapărat zilnic să cumpărați câte un produs, doar pentru că intrați pe site, să intrați puțin, doar pentru că accesați site-ul, vi se adună puncte care se vor valorifica într-un voucher. Tata, ajută-mă cu cablul ăsta. Am tras de... Acum îl voi lăsa să se polimerizeze. Să nu-mi iasă cablul și ea. Așa. Te rog să-mi pui docul ăsta. Mulțumesc. Eu nu am făcut un baby boomer, dar să știți că foarte ușor, cu pink, cu cover, cu shimmer pink, o să vă iasă minunat, exact sub aceeași tehnică, după aceeași tehnică cum am făcut eu acum, o să vă iasă un baby boomer minunat. Se polimerizează foarte repede, dar cel puțin în iarna asta a fost foarte în vogă unghia alb lăptoasă. În munca de salon, când ne grăbim, repet, nu vrem să avem un gel, să punem stradea alunecare, să venim cu Apex, apoi frige, apoi curge, apoi clienta nu e atentă, vorbește la telefon și la atinge în lampă. Tu zâmbești, că n-ai încotro, dar numai tu știi ce e în capul tău. Așa că mai bine ajută-te cu un acril progel rapid, peste care poți să faci orice fel de pictură, orice fel de design, mix design, stamping, flori. O să vă ajute foarte, foarte mult. Te pup, Andrada. Era să zic te pup, Daniel Andrada, dar o să creadă Danielul tău că pe el îl pup și eu nu vreau pe el să-l pup, pe tine te pup. Mă distrați voi astea care aveți profilul împreună cu soțul. A meu, dacă aș avea profilul împreună cu el, hai să nu... Să-l protejăm de un infart. A meu este al meu. Al lui domnul Băpțan este al lui domnul Băpțan.
Să știți că numele de Codreanu nu mi-este în buletin, dar lumea așa mă cunoaște, prin adopțam Codreanu. Codreanu mi-este numele de fată și prietena mea, dacă ar fi aici cu mine, m-ar striga în felul următor. Crina Băbțan, Codreanu, Daciana, Eleonora, Ștefan Mihăilescu, Drobeta, Turnu, Severin. Am zis-o bine, baby. Eu sunt Băbțan, Crina, Daciana, Eleonora. Și astăzi fac 41 de floricele primăveri. No, doamne, tăne-te că faină ești. E tare din horror. Bai, Marcela, te pup. Eu sargeleancă, Marcela, jet de jet. Deci, așa-i, baby, că am zis bine cu Ștefan, Drobeta, deci părinții mei când au fost să-mi facă certificatul de naștere, doamna de la certificat i-a zis, Ana, dacă îi mai puneați, nu mai încăpeam certificat. Dar sunt foarte mândră de toate trei prenumele mele, fiecare are o semnificație pentru părinții mei. Ups! Mulți ani înainte să dea Dumnezeu. Dimineața m-a sunat prietena mea Simona și m-a întrebat cum e la 41. I-am zis, momentan nu pot să spun decât că tremur. Apoi că dau un Parkinson sau că e de la live, nu știu. Dacă nu te doare după 41 de ani, nu te doare nimic, înseamnă că ai o problemă. Nu există. Bun. Aha. Bun, soțul meu vă ajută cu comentariile. Prima dată, ce voi face? Voi îngusta lateralele, nu mă ating încă de acest bord liber de unghia crescută pentru că mă voi ajuta de freză. Voi îngusta lateralele punând pila paralelă pe unghie, dar încercând să o îngustez puțin spre vârf. Mă uit din profil să nu mănânc din material. Mulțumesc, Alina Roman, mulțumesc, Loredana. Din Alești, corcocita cu bănățenii. Corcită cu bănățenii, corcocită, am citit din Alej, am trecut prin Alej, Marcela, mă bucur să te cunosc. Voi pune pila nici încoace, nici încolo, încerc să mă întâlnesc într-un vârf. Să știți că mie nici nu-mi plac migdalele foarte ascuțite decât dacă este o migdală modernă sau gotică, atunci da, o facem lungă și ascuțită. În rest, îmi place să fie cât mai naturală. Voi sprijini degetul meu pe degetul mare și am să încerc să ies drept în continuarea patului unghial pe o parte și drept. Să știți că nu e ușor să faceți unghii pe mâna voastră. Eu am o coleguță scumpă și drăguță care de 2 săptămâni este într-o continuă răceală și nu a putut să mă mădărească cu o pereche de unghiuțe noi. Cristina îmi face o migdală minunată, doar că prea rar avem timp. Bun, acum, vedeți, deja de desubt unghia mea se desprinde, este atât de mare. Acum, ca să pot să-i dau formă și să văd eu pereții ăștia laterali, eu am să și mă scap de unghia veche. Întotdeauna când faceți un refil, să țineți cont de un lucru. Aveți tendința de a face greșeala să intrați cu conul ascuțit dintr-un capăt până în celălalt. Ce ai făcut deja e dus laterala. Ghidați-vă să intrați mereu, să lăsați un perete de 1 mm stânga și 1 mm dreapta. Dacă ar și scrie pixul ăsta, nu vă ajută prea mult acum pixul meu pentru că unghia mea are un pic de strat de dispersie. Dar voi pune presiune. Tata, dă-mi te rog un suport de mână, că mi-e prea jos și nu pot. Trebuie să-mi pun, mi-a ridicat asta un pic mai sus. Mi se va curiculile. Voi pune presiune. Acum zice baby, aoleu, suportul meu, dacă mi-i bușește. Am turații cam 20.000 și voi pune presiune din dreapta, de lângă perete, în stânga. În zona asta vreau să întorc degetul, nu-i bine. El, tata, că nu-i bine, e prea sus și îmblurează. Eu nu voi lucra doar cu vârful. Hai că-mi sucesc mâna. Nu voi lucra doar cu vârful, așa cred că e cel mai bine. Mă voi duce drept ca să scap
cu mijlocul unghiei în cameraman. Ca să scap cu mijlocul bitului de unghia nedorită. Să știți că acest capă de freză, ca și pensula, are o putere mai mică și mai finuță în vârf și își mărește puterea spre capătul ei. Abia în interior voi trage de faldul distal să nu ard clienta și am să mă duc să curăț unghia naturală. Întotdeauna, la fiecare întreținere, eu fac acest lucru. Nu las unghie, chiar dacă clienta vrea, nu-mi lua unghia mea, las-mi unghia mea acolo. Dacă ai venit să-ți fac o unghie artificială, o construcție de unghie, atunci las-o să fie artificială până la capăt. Dacă genele ți-s artificiale și tatuajul ți-s artificial, fie artificială până la capăt. Vrei unghii naturale, le luăm jos, le scurtăm. Nu există. Și vă spun și de ce. De multe ori, dacă uitați să faceți acest lucru, dacă unghia are o convexitate și are tendința foarte repede să crească în jos, se va desprinde după 3 săptămâni, la multe cliente chiar la 2 săptămâni, se va desprinde de material, îmi intră apă și faceți mucegai de unghie. Nu voi faceți, clientele vor face. Voi curăța zona aceasta. Dacă aveți un fald mai pronunțat și vă este frică să intrați cu conul ascuțit, mai avem pe site un con baionetă. El vă va ajuta, este mult mai subțire și vă va ajuta. Și mi-am curățat unghia veche. Într-adevăr, este destul de lată acum pentru o migdală, dar eu deja aveam unghia foarte evazată, trebuia să-i fac under refill, să pun material aici și să mă îngustez pe cele două părți. Nu știu de ce mi s-au blocat comentariile. Bun. Și acum voi vedea, verificând mereu peretele din interior, voi vedea cât mai pot să îngustez. Stânga, dreapta, stânga, dreapta. În zona punctelor de stres, mereu va trebui să aveți material 1 mm, iar vârful să fie 1 mm după pirile, după top, după culoare. Dar dacă mi-am pus un acrilic progel atât de minunat ca și zăpada, clar nu o să mai pun culoare peste el. De multe ori mă întreabă cursantele de ce nu am culori pe unghii, că deschid sertarul și plin de culori de la 2M. Tocmai din cauza asta, pentru că le iubesc pe toate și niciodată nu știu ce să aleg. Iar în alea am negre, verzi. Cine mă cunoaște știe că îmi plac verzi, îmi place negru. De Crăciun, probabil, mai mult ca sigur, cum toată lumea vrea roșu, eu o să-mi fac un alb. Mai nou, nu știu dacă ați observat, e un trend, sau nu știu dacă ați observat, se cer mai mult unghii naturale. Sau doar clientele mele iubesc nudul. Nu prea mi se cer culori, baby boomer, french, nu știu. Îmi stau culorile degeaba, deși ele știu că pot să profite de mine și să le fac orice, dar... Mi se pare că nu doare mai multă eleganță, mai multă finețe deja. Da, să-ți pui o culoare pe unghie scurtă este ok, dar mai nou, nu știu dacă sunteți de acord cu mine sau nu, este mai în vogă unghia naturală, culorile de nuanțe nud, roz. Deci am pilit laterala și am rotunjit-o încet spre vârf. Stai mai la stânga. Bun. Am pilit laterala și mi-am rotunjit-o încet și am întâlnit-o cu vârful. Pe partea. E ok. La mine în camera așa văd. Pe această altă parte, la fel. Din punctul de stres am o linie dreaptă care se va arcui ușor spre vârf. Nu îmi place când văd migdale că puneți pila și din punctul de stres râd! I-ați și făcut... urcarea bruscă, nu, lăsați până depășește unghia zona faldului distal, lăsați vă rog laterala aia în pace să iasă dreaptă, indiferent la ce vorbă la ce formă veți face. Sunt mult mai frumoase, mult mai elegante, mai naturale, la unghiile convexe le veți ajuta
Să se îndrepte și la unghiile concave, în acest fel le veți ajuta să își mai revină, să nu mai aibă tendința de creștere în sus, dar asta nu așa brusc dintr-una, ci cu întrețineri făcute la 3, maxim 4 săptămâni și să scoateți mereu o laterală dreaptă. Cea mai mare greșeală este când începătoarele au tendința să bage prin punctul de stres și când ai întors unghia, te-ai trezit cu o gaură. De acolo, de aceea este punct de stres, poreclit, denumit, pentru că pe acolo e stresul. Cu mișcări de la stânga la dreapta, am să-mi scot liniile și de la dreapta, iară nu sunt cadru, și de la dreapta la stânga din nou. Îmi verific pereții laterali să nu am grosime. Am culcat pila pe unghie și am să mătur praful de la stânga la dreapta. La un curs de bază sau de perfecționare veți învăța în detaliu pașii pilirii ai migdalei. Eu i-am luat pe repede înainte. Vă place? Nu mai am încovoiere. Am să culc pila în zona cuticulei. Mai am ce îndepărta din ea, deși mi-am curățat-o din mare. Eu am o cuticulă foarte groasă, foarte elastică. Și de jur împrejur din sinus, cu pila culcată fără să rănesc, din sinus am să mă duc din stânga în dreapta, din stânga în dreapta. Am o ușoară urcare din zona. Tata, ce faci? Îmi faci poze între timp? Ha! Nu mi-ai bugat stresul, nu mai trebuie să fac ciz. Pe bune! Și acum voi finisa Apex-ul, voi da Photoshop. Prin mișcări rotative, de rotație, cum vreți să le spuneți. Acum voi verifica ca vârful unghiei mele să corespundă întotdeauna cu axa centrală al degetului. Da, este o migdală naturală. Repet, urăsc migdalele scurte și ascuțite. Mie îmi place să-mi imite unghia naturală. Voi veni acum de jur împrejur cu conul ascuțit. Și voi curăța excesul de material. Turațiile nu sunt foarte mari, 10 mini, pentru că eu sunt sensibilă, chiar dacă am o cuticulă destul de groasă, sunt sensibilă în această zonă. Deci, credeți-mă, din când în când beau și apă. Dreapta, stânga. Știți voi vorba aia? Cum e tata? Bună e ceapa, sfântă e slana, dar pălinca e leacul nost, nu știu pentru ce-o fi apa, că așa beteag n-am fost. Deci credeți-mă că mă hidratez și cu apă. Da? Am încercat să o îndepărtez. Voi pune... Tata, am nevoie de ăsta. Apă mi-ai pus aici, cred că nu un shot, nu? Da? Apoi... Voi veni cu butoiașul de jur împrejur să nu mai îmi bag forfecuța pentru că de vreo 3 zile mi-am curățat cuticula. L-am introdus în apă. Voi împinge cu năsucul lui. Voi împinge cuticula. Nu mai am ce să tau efectiv. Eu mi le tau mai des, nu aștept de la o întreținere la alta pentru că mi-s foarte urâte. Și se îngălbenesc repede. Și voi veni încet, turațiile mi-s foarte mici, de maxim 6-7 mii. Și voi veni de jur împrejur să
Uitați ce fac. Îl bag în apă. Am pictat cu acoarele aseară, cu recipientul ăsta și soțul meu l-a curățat foarte bine. Și de jur împrejur să-mi elimin excesul de piele moartă. Iarăși cu burtica lui. Ca să vedeți în cadru. Ne pot spune ce pile electrică folosești, dar sigur, folosesc Marathon Champion 3 de pe www.nelshop.ro. Nici nu vreau să vă arăt în ce hal arată, ca după al doilea război mondial, o curăț, dar o am de 6 ani și nu am avut probleme niciodată cu ea. Eu o recomand din tot sufletul. Nu vreau să fac reclamă proastă altor site-uri, dar să știți că se vând pe piață multe fake-uri. Am avut cursante care și-au cumpărat de pe alte site-uri, nu neapărat de unghii, și-au cumpărat Marathon și când au venit la mine în sala de curs și și-au ridicat în mână maratonul lor și maratonul meu, s-a simțit o diferență de greutate destul de mare. La noi, pe Nail Shop, cu siguranță este originală. Aveți, aveți garanție pe ea? Bun, mi-am refăcut migdăluța. Voi curăța cu lichid de fixare, cu cleanser, de jur împrejur. Deci merită, Anca, să-ți o cumperi asta, pentru că poate pe alt site o să dai cu 100 de lei mai puțin pe ea și o să fii dezamăgită că de fapt nu este ceea ce trebuie. Am avut o cursantă care tot Marathon, cică, și-a cumpărat de pe un site sau de la cineva, nu mai știu, nou nouță în cutie și butonul de forward reverse era efectiv inversat. N-am știut de ce săraca își făcea șanțuri în zona lunulei, de fapt era defect butonul. Nu vă încredeți. Da, odată dați un ban, dar știți că Să știți că contează foarte mult. Ea vă face 80% din munca voastră. Cu siguranță, dacă pe ea scrie că are 30.000 de rotații, atunci 30.000 de rotații va avea. Bun. Să pictăm o... Ce să vă pictez? Vă pictez o laleacă. Vine primăvara. E foarte incomod cu mânușile pe mână. Să știți, dar încerc să... Învăț și cealaltă pensulă. Încerc să vă fac o lalea cât mai repede. Să-mi iau și Van Striper-ul lângă mine. Deși în proporție de 80% voi lucra cu această pensulă. Este OS Professional 00. Mă ajută foarte mult în picturile rapide. Depinde ce pictură vreți să faceți. Pentru One Stroke este pensulă specială. Avem Nail Art. Acestea sunt foarte muncite mele. Să știți că sunt cu minte. O clipă. Să știți că sunt cu minte și mi le hidratez. Aceasta este pensula Art Paint, cu care puteți să faceți pensule. Avem o soluție, brush cleaner, pe site, care ne ajută să curățăm bine pensulele. Să mă iertați că vorbesc sacadat, dar mi se atrage atenția din 100 de direcții și nu pot să fiu atentă. Să vă fac o lalea. Cu vârful pensulei OS00 am să-i fac conturul. Știți bine când faceți o lalea cu ce se aseamănă desenul unei lalele? Cu un pahar. Nu ca și acesta. Asta e ca și un boboc de lalea, paharul acela clasic pentru apă. Și voi face o jumate de petăluță. Asta așa îmi fac eu mie cadou de ziua mea. De regulă pictez mult mai mărunt. De regulă fac florile mici. Nu-mi place să acopăr toată unghia. Acum o să o fac mai mare ca să o vedeți și voi.
nu este perfectă nici unghia, nici laleaua, pentru că am emoții, nu știu de ce mă grăbesc. Când lucrăm pentru o clientă sau pentru o competiție sau pentru un curs, normal că le stilizăm și le facem mult, mult, mult mai perfecte. Acum, fiind ca și pentru o muncă de salon, am încercat să vă arăt pe repede înainte. Mi-am făcut o jumătate de cupă, de pahar. Nu zice nimeni nimic, nu mă întrebați nimic. Nu mă încurajați, nu vorbiți nimic. Am luat pe cealaltă parte de pensulă alb, care îl voi amesteca în culoarea de bază. Foarte, foarte puțin. Nici o lalea nu-i albă, albă. Ba da, sunt care sunt crețe și sunt albe la margini. Din colțul de unde am început, voi face închizătura petalei ca o paranteză. De data aceasta, șterg pensula și voi trage niște striații în jos. Deci cred că am pus puțin mai mult. Mi-a scăpat, este foarte greu să mă uit peste telefon, dar mă străduiesc. Să-i facem niște umbre, nu polimerizați până la final deloc. Nu am polimerizat, mă duc pe tehnica wet on wet și voi închide asta la altă petală. Am luat puțin alb pe vârf și îmi voi face această acoladă pentru că petalele se îmbrățișează între ele. Cum se numește soluția în care spălați pensulele? Elena Ghițan, eu nu spăl pensulele, doar le hidratez. Soluția este aceasta, sau pot să le hidratez în bază sau în top. De ce nu mai găsesc pe site-uri gelurile cu care pictez? Să știi, iubita mea, că acestea toate sunt geluri painting și aici colo este scăpat câte un carving. Pe www.nelshop.ro avem categoria painting. Sunt geluri de pictură, atât gelurile painting cât și carving. Carvingul are o viscozitate puțin mai mare, e mai cremos, de exemplu, dacă vezi acest galben, iar painting-ul este puțin mai lichid, dar să știți că gelurile painting, multe cliente mi le-au cerut să le pun pe toată unghia și acopere dintr-un singur strat fără nici o problemă. Cu aceste geluri, vedeți, eu le țin într-o tabachieră. Vis ferite de lumină, de praf, de scame, și le veți avea o bucată bună de vreme în sertar. Acum depinde cât de des îl folosiți. Este și bază, Elena, și avem și acest gel brush cleaner. Tot așa se folosește. Nu vă lăsați pensulele cu culoare sau deshidratate exact așa cum părul vostru necesită balsam și hidratare. Exact așa și pensulele au și fire din păr natural și sintetic. Doar am să trag pensula prin el, se și curăță rezidul de material, pui, trage, răsucești, pui, trage, răsucești. Și mi-am și hidratat-o. Da? Uite cât rezid de culoare a ieșit din el. Bun, să revenim la laleaua noastră. În mijloc îmi voi pune o culoare mai închisă. Aici am un gel Carving 6, probabil am pus. Amestecat cu roz, cu painting din culoarea de bază și voi veni în interior pentru că această petală îmi este mai la întuneric. Este între cele două. Acum pot să mă corectez dacă vreau să fac petăluța din interior să se vadă mai bine și celelalte două doar să o îmbrățișeze. Vin pierdut spre vârf, tapotat. La voi se vede foarte intensă culoarea, dar să știți că nu am cantitate mare de material. Apoi, deasupra, voi închide iarăși aici cu o petală. Hmm.
Nu am să intru foarte mult în detalii. Aceste detalii le învățați la cursurile de pictură cu gel, cu umbre și lumini. Să știți că colega mea de salon și prietena mea minunată, Cristina, este disperată de umbre și lumini, inclusiv când ne jucăm activity și eu trebuie să desenez. Nu știu cum se face, că pionul meu pică doar pe desen. Am avut de desenat, de exemplu, a da cu bombra în gâște. Nu știu dacă voi aveți cartea asta la activity, dar eu a trebuit să dau cu mobra în gâște, cu umbră și lumină. Deci chiar și la activity vă ajută să faceți un curs de pictură, pentru că când ei văd că eu am pionul pe activity, pe desen, gata, baby, câștigă, e clar. Nu există. Vedeți cât de frumoasă e? Încă nu am polimerizat. Se blurează puțin acum. Încă nu am polimerizat. Cu pensula mea 00. Bine, era să o hidratez puțin. Am să o hidratez, că am lucrat ieri cu ea cu negru și îmi voi curăța-o și în același timp o și deshidratez. Uitați-vă cum iese rezidul de culoare din ea. Doar o răsucesc prin pensulă. Așa le prelungiți viața pensulelor. Am pensule cu care lucrez și de 3-4 ani, pentru că am grijă de ele, pentru că le iubesc, mă obișnuiesc cu o pensulă și nu prea mă doare sufletul când trebuie să renunț la ea dacă i-au stat firele zmotocite. Voi lua puțin alb, iarăși amestecat în culoarea de bază. Voi veni și voi încreți puțin petala asta. M-am dus deasupra cu o linie și din ea trag firicele mărunte, vedeți? Pare mult, mult mai reală, mai creață. Mă duc deasupra cu un contur subțire. Îl închid într-o paranteză și din el trag fire foarte subțiri, tremur, credeți-mă că tremur și nu mi-e frig. Am emoții, încă nu mi-au trecut. N-a fost o idee prea bună să las pe soțul meu cu mine în salon, că este foarte rău, neascultător, pe post de păcălici. Bine, nu mă țin să seamănă, să adună, dar astăzi, dacă nu făcu pe mascăriciu, da, își ia el porția după asta. Apoi vin, da, iarăși din roz, din culoarea de bază și o să fac același lucru pe margine, pe ud. Trag niște firicele din interior spre exterior. Voi trage niște firicele. Să știți că cu cât lucrați mai mult pe un design, cu atâta va fi mai finuț, mai realistic. Doar niște fibre trag finuțe prin petală. Ai, cu un șoat rezolve emoțiile. Cine mi-a zis asta? Mă, Cristina putea să zică cu un șoat rezolve emoțiile. La mulți ani, baby, la mulți ani, ne-am fericit. Noi am ținut 3 revelioane. Să știi că nu mi se rezolvă. Noi am ținut 3 revelioane deja cu Cristina, pentru că la primul nu am fost pe fază. A trecut atât de repede, încât noi îl repetăm de câte ori vrem. Ziua mea o țin de o săptămână și va mai dura încă o săptămână cam basme. Atât e bine până suntem sănătoase și avem chef de viață, nu? Și apoi din partea de jos voi trage iarăși niște firicele. Pare mai realistic acum, nu? Deci clar săptămâna viitoare întreținere și la lea scrie pe mine. O, mâncuți capul și sufletul tău, te rog frumos să îmi trimiți poză cu laleaua ta, deci vă fac atâta de mură în gură încât n-ai cum să nu o faci. Cu cât, repet, cu cât lucrați mai mult pe ea,
Poate să fie cu petală întoarsă, acoperită. Eu nu o să stau acum să vă fac în detaliu. Voi avea un curs foarte curând cu Frozen Flowers. Și acolo veți învăța mai mult despre flori, despre petale, despre umbre, despre lumini. În partea de jos, petăluța mea are un... Dar de ce mă chinuiesc cu striperul în loc să-mi o pensula OS? Cap-coadă. Să-i fac acel bulb. Să-i pun lumină, baby. Nu-l las așa. Să știți că verdele ăsta frumos, natural, l-am obținut din galben amestecat cu negru și obțineți un verde foarte natural de flori, de frunze. Așa. Și am făcut un bulbuleț. Acum din el am să trag o codiță. Vedeți câte nuanțe de verde mi-am făcut? Cu carving, cu painting, amestecat cu negru, amestecat cu violet. Nu pictați ca la grădii. Imitați frunzele să fie cât mai aproape de adevăr. Din codiță îmi trag, din bulb îmi trag codiță, pardon. Și să-i facem și o frunză aplecată. O să mă ajut de data asta de pensula Nail Art, Art Paint, Nail Art, Art Paint. O iubesc. Când apar pe site, trec ca pâinea caldă. Începe să mi se să strice freza și să știți că eu mă asigur că îmi cumpăr 3-4 pentru că astea chiar le folosesc. Trag printr-un verde mai deschis și îmi voi face o frunză aplecată, încovoiată. Cum reușiți să faceți o frunză răsucită să fie aplecată? Foarte simplu. După ce ați făcut baza ei, este clar că dedesubt ea va avea o zonă mai umbrită. Uite așa. Sunt în cadru, nu sunt acum. Dar nu-mi spui, Iulă, păi acum nu șopti, spune-mi, vezi, că nu ești în cadru, iubirea vieții mele. Nu pot să citesc pentru că sunt foarte atentă la detalii, dar de-aia te plătesc pe tine, nu? Glumesc. Glumesc și nu prea glumesc. Eu întotdeauna când glumesc, este un gram de adevăr în glumele mele. Asta să știți, da? Deci. Deci dorm afară la noapte. Nici pe Bobiță să nu lasă dorme afară, că e tare frig. Nu vreau să te aflu țapăn. Dar te rog frumos să te comporți ca atare. Vă place? Mă duc o culoare mai deschisă deasupra frunzei și dedesubt am întors-o să fie aplecată. Mulțumesc, Timi, baby. Da, știi cum e? Tu știi cum e să pictezi așa când se uită vreo 148 de persoane la tine? Nici că n-ai emoții, nici că tremuri. Da? Acum. Voi da la o parte. Peste această pictură puteți să presărați praf de porțelan. Vă arăt una din petalele mele adorabile, cu care sper că, virgulă, cât de curând voi avea un curs de flori realistice presărate cu praf de porțelan. Asta are aspect de gheață. O vedeți cum sclipește? Este la suprafață. Eu acum pe unghia mea nu v-am făcut-o chiar atâta în detaliu. O veți învăța cu siguranță la un curs. Abia aștept să reînceapă sezonul florilor de primăvară. Doamne, mă friend, dar păi și eu și iarna am pictat și flori și lalele, nu-i numai căcrini. Deci, voi polimeriza de data aceasta, dar dacă pe unghie puneți un top mat
și vă apucați să pictați cu painting, care nu necesită fixare, deci are top în el, puteți să presărați un praf de porțelan și ea va rămâne așa. Și puteți să o lăsați mată unghia și doar va sclipi doar floarea. Întotdeauna iubim florile, să știți că multe cliente, pentru că încă suntem nevoite să facem încă de salon, nu scăpăm cu una, cu două de dragele noastre cliente cu care am fost obișnuite atâția ani. Și că iarnă, că e vară, lor le trebuie flori, fă-mi o floare, fă-mi, măcar pe astea două unghii, fă-mi o floare, sau și care vine și nu îi trebuie nimic, sau zice, faci ce vrei, clar, de la mine va pleca cu o floare. Pun top. Voi descărca topul pe mijlocul unghiei, îl apă, se deschide ca un evantai, trag stânga și dreapta. Deci pe repede înainte, repet, îmi văd defectele, văd că cuticula mai puteam să o stilizez, văd. Eu am vrut să vă arăt acum întreținerea rapidă la o migdală. În cursurile antecedente veți găsi de la colega mea Natasha, de la Claudia Carpine, de la Flori, veți găsi și, uite că tremur și mă duc în șanț, veți găsi și stilizarea cuticulei. Am vrut să vă arăt ceva rapid, cu un model rapid. Întorc puțin unghia ca să-mi fac puțin blic natural. Loredana Maria, mi-a părut bine să te văd după atâția ani, e super ce faci, te-ai descurcat minunat, îți mulțumesc din suflet. Și acum voi băga în lampă. Nu am terminat. Deasupra voi mai trage niște linii fine pentru a-mi accentua petăluțele. Nu o polimerizez foarte mult, voi să o țineți mai mult în lampă. Și am să vin mai jos, dar se blurează, stai, așa. Și am să vin cu linii fine, cu vârful, prea mult am luat, și am să mai trag. Nu înțeleg aici cine ce-a scris, așa. Are, sunt pe mijloc. Alexandra, oare eu nu eram pe mijloc, probabil. I-am tras o linie fină deasupra petalei și iarăși îmi accentuez puțin cu alb în jos. Tata, te rog să-mi dai din primul sertar. Uite acolo e pe masă praful de porțelan. Puteți să o faceți tremurată, petalele nu sunt drepte, avem lalele crețe, punem te rog puțin pe capac. Eu le iubesc în orice formă lor, lalelele iubesc, macii, asta, toarnă-mă un pic pe capac. Și datorită colegilor mele care m-au învățat și m-au îndrumat în tehnica picturii, iubesc one stroke-ul, pe care cel mai bine vi-l poate povesti Raluca Țifrea, iubesc macii Lumia Mandric. Dar să știți că din fiecare curs pe care îl faceți, furați câte ceva și vă faceți stilul vostru. Niciodată, dacă ai puțin talent, nu vei putea să faci motamo. Îl vei stiliza, vei stiliza floarea sau tehnica respectivă cum îți place ție. Vei combina un one stroke, de exemplu, cu tehnica aquagel, vei combina frunze, petale între ele cu diferite tehnici. De aceea nu este suficient să faceți un curs de pictură sau ABC-ul picturii cu gel sau mai știu eu ce. Luați-vă din toate părțile câte un pic și vă faceți floare așa cum vă place vouă și pe stilul vostru. Îi dau puțină lumină aici cu un galben, cu limba de pisică, tapotez puțin să nu am
chiar așa linii fixe, vreau să-i dau doar puțină lumină. Da? Și voi presăra praf. Hai că mi-ai pus. Zici că pui dintr-a tălțoare. Să mor eu. Am praf de porțelan de pe Nail Shop, amestecat cu un pigment de sclipici alb și cred, văd că în ăsta am pus și puțin de praf Mirror Effect. Trebuie pușărul. Trebuie pușărul sau cu... Deci era pe masă, probabil că e pe masă, dar credeți-mă că nu-l văd. Și mi-au puțin de praf și presar deasupra ei. Voi polimeriza puțin în lampă. Polimeriza. Cred că s-a auzit altceva. Curăță-mi, te rog, puțin cu o dischetă pensula asta, că mi-o mai trebuie. Poftim. Nu las foarte mult, se polimerizează super repede. Vreau doar să vedeți rezultatul. Voi curăța cu o dischetă. Știți de ce? Eu nu am stat foarte mult cu topul. Și mi-a prins praf și peste top. Așa. Așa cum colega mea Corina Scriba și Mia Mandric iubesc firul de borangic și eu m-am îndrăgostit de el și este acest painting auriu, întotdeauna îmi place să-i mai dau mici detalii, să o încadrez într-o ramă, să vin și să-mi pun amprenta, cum spun cursantele mele, vin și îmi pun amprenta. Cred că ar fi ok să o scot asta din cadru, pentru că nu focusează. O încadrez ca într-o ramă. Acesta este Painting 4. Sper să nu vorbesc prostii, pentru că eu am toată gama de painting, toată. Nu există gel painting pe care să nu îl am. E normal să le mai uit numărătoarea pentru că am 3 sertare, dar îl iubesc. Faceți un contur de jur împrejur. Aici puteți pune 2-3 pietricele, 2-3 bobițe de caviar. Puteți face cârlionți. Așa e, Corina? Parcă îi lipsește ceva dacă nu are puțin acolo. Bine, voi polimeriza. E puțin haos pe masa mea. Uleiul de cuticule. Ia lăsa de aici. Cred că este suficient. Am să vin și am să-mi stilizez puțin de jur împrejur degețelul, pentru că este foarte deshidratat. Eu pun ulei de cuticule pe acest silicon carbid. Sau puteți să faceți direct, să masați direct unghia. Să masați direct degetul clientei și îmi voi masa această zonă ca să dispară surplusul de piele moartă. Și acest capăt de freză îl găsiți la noi pe site. Și să știți că dacă veți avea răbdare să mai faceți în detaliu acest lucru după ce v-ați terminat o lucrare de întreținere, de construcție, de orice va fi, vedeți, mi s-a și imbibat uleiul în unghie, lucrarea va fi mult mai curată și pozele vă vor ieși mult mai frumoase, fără să aveți striații de piele. Vă place? Eu sunt ca rapidistă, vă rog să mă iertați, dar cred că
și vouă vă place acest stil, să nu stați să bibiliți, să vă mâncați sănătatea cu o întreținere mai mult de 2 ore, 2 ore jumate. Bun. Mă bucur dacă v-am fost de folos. Să vină primăvara, că ne-am săturat de frig. Adică nu că ne-am săturat de frig, îmi place și iarna, dar problema este că cred că nu sunt singura la care nu-i ajung lemnele. Pot să-l scot oare tata de la încărcat? Am 61%, da. Na, bine. Vă pun aici înapoi. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu știu cum. Am să vă pun poză pe grup, pentru că așa nu se vede. Dar să știți că este o pictură foarte rapidă. Eu o iubesc. Pictura wet on wet, pictura cu gel, pictura delicate, pictura one stroke. Îmi plac florile, iubesc florile. Florina Nițu, faină ca tine, mulțumesc. Știți care este chestia? Deja clientele, cursantele încep să-ți cunoască stilul. Stilul, să nu dau cu voi de pământ, sunteți bine? Deja când o clientă începe să-ți cunoască stilul, te va alege pentru felul în care i-ai făcut o întreținere rapidă pentru că se grăbește, i-ai schimbat o arhitectură rapidă pentru că ai avut materiale profesionale cu care te-ai ajutat, cum am făcut eu astăzi cu acril progelul. Același lucru puteți să faceți și cu gel, bineînțeles, cu un smart natural, să fie un gel dens de construcție, apoi deasupra puteți peste acril progel să veniți cu ojă semipermanentă, să veniți cu gel sau în continuare cu acril progel. Este atât de compatibil cu alte produse încât n-ai cum să nu-l iubești. Nu ai cum să nu-l iubești. Te ajută munca de salon. Ți-ai făcut o unghie frumoasă. Bine, bine, mie, ca și cu restul, glumesc. Și celelalte mi-s făcute, pe repede înainte, un baby boomer. Asta am lăsat-o puțin mai lungă. Dar este stilul care mie îmi place cel mai mult. În primul rând, cum zic clientele, nici nu se prea vede când cresc, când faceți un cover sau un pink. Și este când eu mă mai satur de culori. Atunci unghiuțele mele arată așa. Inelarul l-am lăsat mai lung ca să vedeți voi mai bine. Vă rog să vă cumpărați geluri de pictură ca să puteți să pictați frumos. Geluri painting și carving de pe Nail Shop. Pensulele vă ajută foarte mult să nu fie o pensulă îmbătrânită, zmotocită, să-i stea părul în toate direcțiile. Hidratați-le, nu le băgați în lichid de fixare în cleanser pentru că ele se vor împrăștia și mai tare. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. De ce mă invidiezi, Miuca? Hai că ne întâlnim și ne facem la Oradea, cât eu la Lea, sper să vii. Vă mulțumesc că ați fost atât de mulți cu mine, deja văd că încep să se răzlească. Să nu mai lotocesc cu alte cuvinte, că pe mine nu mă mai opriți. Eu sunt Florin Tirsic, varianta Crina. Și pe această cale vreau să vă mulțumesc pentru urări. Nu am fost prea activă pe Facebook, n-am să vă pot mulțumi la fiecare în parte, dar v-am citit la fiecare în parte mesajele și vreau din tot sufletul să fiu prima oficial care îi dorește un sincer și călduros la mulți ani și multe, multe îmbrățișări colegei mele, Flori Dobre, care sărbătorește ziua de naștere mâine. Noi vom sărbători puțin online împreună, ca să ne-am și auzit. O să o sun să o felicit și personal, am vrut să o fac aici în direct, să-i spun că o iubesc, că-i soarele meu de la Constanța, mai nou, e plecat în Franța, pe unde te duce valul. Și de-abia aștept să ne întâlnim, de-abia aștept tabăra, vă rog să vă înscrieți în tabără pentru că locurile se epuizează foarte, foarte repede și n-am crezut că o să-ți o fac. Suntem două vărsătoare, nu? Vă pup și vă mulțumesc că ați fost în număr atât de mare alături de mine și dacă pot să vă ajut, vă rog să mă contactați în privat și cine vrea să facă la Leaua, cu mare dragă vă ajut și eu te iubesc, floricica mea.
De ce să nu reușești, Georgeta? Trebuie să încerci. Trebuie să încerci. Dă-mi, tata, te rog, schema de acolo. De... Să știi că eu într-o seară m-am apucat să desenez această lalea, tablou cu laleaua. Uite, fiica mea mi l-a pus într-o ramă. Stai să trag lumina, să-l vezi mai bine. Deci, prima dată am desenat-o pe o foaie. Acum vreo 2 ani de zile este făcut acest desen cu umbră și lumină. Ei, apucă-te și o desenează pe o foaie și fix așa cum o faci pe o foaie, pictează-o și pe unghie. Te ajut cu mare drag să o faci foarte frumos, îmi mulțumesc, Emeșe. Nu vă mai rețin, pentru că îmi sună telefonul una într-una, nu ăsta e motivul, aș sta cu voi, dar nu vreau să vă plictisesc. Vă iubesc, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de-abia aștept să mai intrăm împreună în live. Vă pupăcesc și o zi frumos!